Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, informații din sănătate. Acum alături de mine este doamna dr. Alice Barbu, medic specialist obstetrică ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Discutăm despre insuficiența ovariană prematură și aș vrea să ne spuneți, să ne explicați ce este. Reprezintă pierderea funcționalității ovarului înainte de vârsta de 40 de ani. Așa cum știm, ovarul are o funcție hormonală, de secreție hormonală, și o funcție reproductivă care ne asigură ovulația ciclică. În cazul pacientelor cu insuficiență ovariană prematură, cele două lipsesc, iar simptomatologia asociată va fi asemănătoare menopauzei fiziologice. Care sunt cauzele acestei probleme? În general, incriminăm factorul genetic, dar există și anumite boli care pot determina scăderea rezervei ovariene sau afectarea funcționalității ovarului, cum ar fi bolile oncologice sau tratamentul pentru acestea. Bolile tiroidiene, tiroidita Hashimoto sau lupusul pot afecta funcționalitatea ovarului sau chiar intervențiile chirurgicale la nivelul ovarului. Când se extirpă o porțiune de ovar, la nivelul respectivului fragment există folicul primordial, care automat vor fi îndepărtați odată cu fragmentul rezecat. Deci rezerva ovariană prin intervențiile chirurgicale asupra ovarului va scădea semnificativ. Există simptome ale insuficienței ovariane premature? De obicei, pacientele se prezintă la medic în stadiul în care fie lipsește menstruația, fie în cazul pacientelor care doresc să obțină o sarcină, însă și lipsa obținerii acestuia este simptomul principal. Alte simptome sunt, așa cum am spus, cele asemănătoare menopauzei cauzate de senescența fiziologică, bufeurile, senzația de căldură care apare în porțiunea superioară a corpului, iritabilitatea, insomniile, depleția hormonală care apare odată cu încetarea funcționalității ovarului poate să ducă atât la scăderea calității vieții în general, cât și la calitatea vieții, cât și la scăderea calității vieții de cuplu, pentru că intervin diverse modificări la nivelul mucoaselor, cum ar fi vaginita atrofică din lipsa estrogenului. Și de asemenea, ca în menopauza fiziologică, este afectată sănătatea oaselor. Se pot produce demineralizări osoase care conduc ulterior la osteoporoză. Există tratament pentru această problemă? Din păcate nu există tratament, nu este o boală propriu-zis, este o condiție. De cele mai multe ori sunt implicați factori genetici sau imunologici pe care nu-i putem controla. Tratamentul este țintit pe compensarea depleției hormonale. Substituția hormonală este de elecție la pacientele tinere ca să evităm riscurile care pot interveni în cazul unei menopauze precoce. Iar în cazul pacientelor care își doresc o sarcină, este foarte important momentul în care se prezintă la medic. Dacă deja s-a instalat amenorea, adică lipsa menstruației, din păcate singura variantă disponibilă ar fi fertilizare in vitro cu ovocite de la donatoare. Dar dacă încă are pacienta suficientă rezervă ovariană și doar tulburări de ciclu menstrual, se poate tenta o fertilizare cu propriile ovocite. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți, rămâneți pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.